Salut, prieteni! Suntem pe data de 8 noiembrie 2014. Locația aleasă este râul Siret. Același râu frumos, limpede, dar de data aceasta cu un pic de ceață. Vedeți în fundalul depărtat, pe sub pod, încă mai este ceață. Până acum o oră era ceață densă. A început să ridice. S-a mai încălzit un pic. Vreau să pescuiesc cu bățul de muscă. Îl aveți în imagine. Am pus o musculiță ceva mai mare. Pentru clean mărișor. Am să lansez pe curent, lăsând să se strecoare musculița pe lângă bolovan și pe sub bolovan. Să încercăm, poate păcălim vreun clean. Am să fixez camera pe un pietroi aici, ceva mai sus, să putem lua și prin planuri. Să ne apucăm și de pescuit.
am schimbat prieten bățul de muscă pe bățul de șirac de musculițe cu buldo și am venit la piciorul podului aici. Am văzut aici, lângă piciorul podului, o săritură de avat. Am să încerc să dau aproape de piciorul podului, să încercăm, poate reușim să-l păcălim. Este foarte mult zgomot în această zonă, prieteni, atât de la mașinile care trec pe deasupra, cât și de la calea ferată, de la trenurile care fac manevre. O să coborâm ceva mai jos pe râu, cam un kilometru de aici. Este o locație bunișoară, lângă un prag, mai bine zis, lângă un colț, un mal surpat. Să vedem și acolo dacă putem prinde ceva. V-am spus, în această zonă în care mă aflu este foarte mult zgomot. O să coborăm mai jos un kilometru. Am să opresc camera momentan. O să deschidem acolo, să vă arăt și locația și poate reușim să păcălim ceva.
Am spus că am să pornesc camera când o să apară ceva. Uitați un clenuț frumos, un clenuț la 15 cm, prins acum un minut, în această zonă de stuf. O să mai lansăm în continuare tot în această zonă, să vedem ce mai putem prinde. A urmărit pur și simplu musculița și aproape aici, lângă pietre, a înhățat-o. Este vorba de o musculiță, o aveți în imagine. Verde. O musculiță verde cu un ciupurel roșu. O să lansăm în continuare tot în această zonă, să vedem. Poate o să vină și mai mărișor. Am discutat cu un pescar care este pe malul celălalt. El a prins într-adevăr doi clenuți mărișori, mărișori, aproape de kilogram, bucata. Dar la pe fundul apei, la vermișori. Punadă multă, plută și cu plumb pulisant. Noi o să mergem în continuare cu musculița să vedem ce putem prinde în această zonă. Încă un clean frumos. Un clean la 20 de centimetri, prins cu aceeași musculiță negru cu verde. Aceeași musculiță, negru cu verde. Se lasă seara, prieteni, se lasă seara peste Siret, este liniște,
Este frumos. Am revenit la piciorul podului. Mai jos, unde v-am spus că am să merg la malul acela abrupt, am fost, dar n-am avut nicio prezentare. M-am întors totuși aici, la piciorul podului, unde am prins cei doi clenuți. O să lăsăm camera să meargă. Eu vă urez fir întins și nu uitați, vizionați episoadele emisiunii Pescuit de Finețe Nord-Est. Pe curând, prieteni! O să mai lansăm de vreo câteva ori aici lângă mal. Poate totuși mai avem vreo prezentare sau, de ce nu, câțiva clenuți. Încă o dată fir întins și nu uitați, vizionați emisiunea Pescuit de Finețe Nord-Est.